E un moment special, întâlnirea cu Antarctica, cu al șaptelea continent. Bun venit în Antarctica! Chiar am lacrimi în ochi, pe cuvânt, că văd așa ceva în realitate. Concert de bun venit! Oamenii aceștia au dus expediția la un alt nivel. Hai Hoi is now up to first place with 2 points. Planeta supremă, aș spune, croazieră cu zodiacul printre ghețari. Uitați-vă cum coboară unii în linie. Doar în filme vezi asta. Ce simpatici sunt. Parcul de Triumf Natural. Cred că asta este de fapt cea mai frumoasă imagine văzută până acum în Antarctica. E fierbinte? Salutare! Salutare tuturor din Antarctica, da, am ajuns și a fost surpriza zilei, că noi nu ne așteptam să se întâmple chiar atât de repede. Am fost chemați la prânz undeva într-o sală de conferințe pentru a fi anunțați că astăzi, la ora 3, coborâm de pe vas și punem piciorul pentru prima oară în Antarctica. Pe o insulă mai exact, în spatele nostru avem oceanul și în zare se vede o insulă. Uite, uite! Da, 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 un iceberg. Wow! Nu știu cât o să se vadă pe camera asta. Și se văd și pereții muntoși. Trebuie să ies pe punte pentru a observa cu camera aceste detalii interesante de altfel. E ceață destul de puternică în zona asta pentru că umiditatea este extrem de mare, inclusiv pe insula pe care vom merge noi. Scriem numele ei pe ecran pentru că am uitat între timp. Entuziasmul e atât de ridicat încât am uitat orice. Știm doar că o să vedem 2 specii de pinguini astăzi. Abia așteptăm! Și nu am spus pe ce dată suntem. În cazul în care ați ratat vlogul anterior, vă spunem că astăzi suntem pe 7 decembrie. Am plecat într-o expediție de 10 zile în Antarctica, 9 nopți. Pe data de 5 am plecat, am zăbovit o zi pe canalul Beagle pentru că vremea a fost foarte, foarte capricioasă pe pasajul Drake. Este cunoscut în întreaga lume din cauza curenților foarte puternici care uneori fac posibilă navigare. Așa cum a fost și cazul nostru, am așteptat cu minți până când totul a fost bine. În ziua în care trebuia noi să navigăm, valurile au avut 16 metri și a fost limita de tsunami, să spunem așa. Tot ce înseamnă valuri mai mari de 17 metri reprezintă pericol de tsunami. Dar... Wow, un iceberg! Wow! Hai afară! Hai afară la zăpadă! Hai afară la pinguini! Bineînțeles că ne-am echipat corespunzător, pantalonii mei de împrumut, care îmi sunt foarte mari, dar nu-i nimic, aici nu suntem la defilare. Vor fi în jur de minus 5 grade afară, vântul bate destul de tare aici, așa că trebuie să avem un strat termic, primul strat din lână merinos, apoi al doilea strat. Trebuie să ne îmbrăcăm nu foarte gros, dar nici foarte subțire, ci în straturi. Și ultimul strat, bineînțeles că va fi geaca pe care am primit-o din partea companiei, respectiv pantalonii aceștia waterproof. Ion a și plecat între timp, căciulă, evident, mănuși și multă voie bună, mult entuziasm. Sunt emoționată puțin pentru că va fi o întâlnire epică, magică, foarte așteptată. Și am ieșit pe puntea vasului. Acestea sunt primele imagini cu icebergurile care plutesc pe ocean. Wow, am emoții, tremur, nu vă imaginați ce bucurie simt acum. Iar în față se vede insula pe care o să mergem noi în câteva minute. Pentru voi, bineînțeles, pentru că o să mai dureze ceva. Și priviți norii cât sunt de joși. Wow, wow, wow. Primul contact cu al șaptelea continent, cu Antarctica, acesta este. Iar în partea opusă suntem și mai aproape de primele insulițe. Avem zăpadă din plin, din belșug. Chiar dacă aici este vară, a început sezonul cald. Încât să vă faceți o idee ce vedem noi în jurul nostru, acestea sunt insulele. Oficial ne aflăm pe teritoriul Antarcticii, odată ce am trecut latitudinea de 60 de grade și cred că asta s-a întâmplat undeva în jurul zilei de ieri. Aici este insula King George și undeva în zona asta ne aflăm noi. Iar acestea sunt coordonatele. Și gata, oficial am ajuns în Antarctica, yay! Baby! Cel mai mare vis al nostru a prins viață și împreună cu voi suntem la capătul lumii. Acum chiar putem spune că am ajuns la capătul lumii,
la celălalt punct, sudic mai exact, al acestei planete minunate. Și priviți roată împrejur, sunt iceberguri, zăpadă, insule. Sperăm totuși să vedem pinguine, pentru că așa cel puțin ni s-a promis. Cu siguranță! Și deja parcă văd acolo pe acea insulă, pe acea plajă, primii pinguini. Sau mi se pare mie, o să vedem la editare. Și am mai văzut unii acolo. Uitați acum, după acel iceberg pe plajă, se vede o colonie de pinguini, nu? Acolo parcă e mai evident. Și ca să vă faceți o idee, aici suntem noi. Ei, mulțumim capitanului, mulțumim întregului echipaj pentru că ne-a dus aici teferi și nevătămați, în deplină siguranță. M-am echipat și eu corespunzător, am subestimat puțin vântul de afară. Mă aștept în orice moment să vedem o balenă aici în fața noastră și ar fi, cred că, un moment special de-a dreptul. Dar în același timp aș vrea să văd și pinguini cocoțați pe insulele astea, insulițele astea mici. Nu văd o autostradă a pinguinilor pe insula asta. Da, priviți puțin pe plaja aceea, chiar sunt pinguini. Din păcate n-avem cum să ne apropiem, dar într-adevăr sunt mii. Serios, acolo mergem noi? Ce tare! Nu mă așteptam. Bine, să plâng, serios, că mă gândesc că o să fim acolo la 5 metri de ei. Chiar e un moment special, întâlnirea cu Antarctica, cu al 7-lea continent sau continentul înghețat, regatul înghețat. Și mă bucur că am ajuns atât de departe. În ultimele două zile, în jurul nostru a fost plin de păsări, de albatroși și niște păsări de mici dimensiuni, nu știu exact denumirea lor, foarte frumos colorate. Ne-au oferit un spectacol pe cinste. Delfini! Delfini! Sau pinguini, da! Pinguini, da, că erau alb cu negru. Da! Oricum, ei nu atacă o viteză foarte, foarte mare, pot atinge și 65 de km pe oră, în medie cam 35 de km. Ne taie calea. Au venit în jurul navei, cred eu, pentru că erau curioși ce se întâmplă, cine ne perturbă nouă liniștea aici, în paradisul nostru liniștit, adică aici. Aici chiar nu le perturbă liniștea nimic, poate pinguinilor focile și focilor balenele, unii altora. Cam atât, că în rest nimeni nu calcă pe Antarctica fără avea un scop precis. Cercetătorii și cei 100.000 de turiști care ajung aici anual. Apropo, în Antarctica, în timpul verii, putem găsi aproximativ între 4 și 5.000 de cercetători, iar în timpul iernii 1.000. Iar acesta este anunțul oficial că am ajuns în Antarctica și că ne așteaptă zodiacul să le ducă la pinguini. Înainte ca orice turist să coboare de pe această navă, o parte din echipa de expediție merge acolo pe plajă, cercetează terenul, dacă e în regulă să coborâm și noi, și asta din cauza gripei aviare cu care se confruntă Antarctica în ultima perioadă. Așadar, ei merg acolo, analizează situația, animalele, dacă prezintă simptome, și apoi își dau ok-ul ca turiștii să poată coborâ pe țărm. Wow! Ce tare! Ia uitați-l aici la suprafață. Un alt pinguin. Wow! Au venit să ne ureze bun venit în Antarctica. Uite. Incredibil! Sunt mici. A venit rândul grupului nostru să coboare în Madrum, așa se numește încăperea, de unde trebuie să ne luăm cizmele și apoi să urcăm în Zodiac, barca care ne va duce la pinguini, nu la pufini, că pufinii sunt în Islanda, dar sunt simpatici și ei. Aici e vestiarul nostru, ne luăm cizmele astea frumoase, care o să le țină de cald și o să ne apere de zăpadă și de noroi, că am înțeles că aici este foarte mult noroi, pe insula pe care mergem. Acum, la sfârșit, trebuie să ne punem vestele de salvare. Am uitat cum.
echipați ca atare, corespunzător, pregătiți să urcăm în barcă. Mă simt ca un copil de căpătat acum, cu hainele astea mari, înot în ele. Thank you. La fiecare coborâre, respectiv urcare în barcă, trebuie să ne dezinfectăm încălțămintea. Și gata, plecăm acum în prima aventură adevărată din Antarctica. Ce zici? Incredibil, nu mă așteptam să fie așa o primire de frumos. Vai, dar cât sunt pe insula aici! În partea stângă, în partea dreaptă, e plin de pinguini, sunt două specii, sper că pronunț bine, Chinntrap și Gento. Gento sunt cei cu ciocul portocaliu și Chinntrap sunt ceilalți cu alb și negru. Bine, toți sunt alb și negru, că este modalitatea lor de a se camufla în apă. Negrul îi ajută să se camufleze în apă și să noate foarte rapid și să se ferească de prădători, iar albul aici la suprafață. Wow, ce frumoși sunt! Dar uitați-vă, inclusiv ei ne privesc pe noi cu multă curiozitate și se întreabă ce sunt creaturile astea, ce caut aici la noi pe insulă. Fii atent cum vine de repede către noi. Sunt foarte grăsuni. E o regulă pe care trebuie să o respectăm și anume o distanță de 5 metri față de fiecare animal întâlnit. Și auziți că scot niște sunete. Sunt unii și în apă, fac baie, incredibil, deci ce experiență! Fabuloasă imaginea asta cu cei trei pinguini ieșind din apă. Mulți dintre ei, să știți că au cuiburi aici, toate sunt construite din piatră și de regulă sunt sarcina masculului, tocmai pentru a impresiona femelele. Lumea lor este fascinantă și plină de tot felul de semnificații. Sunt cunoscuți pentru faptul că sunt monogami. Bine, nu toți, unii dintre ei își schimbă de la un an la altul, să spunem, partenera sau partenerul, dar sunt unii care rămân inclusiv toată viața monogami. Oh, Doamne, Doamne, ce frumuseți! Deci nu pot să cred că avem în fața ochilor așa ceva. Sunt magnifici de-a dreptul. 18 specii de pinguini găsim pe planeta noastră frumoasă. Cei mai mulți trăiesc în emisfera sudică, cu excepția insulelor Galapagos. Unde am fost. I-am admirat și acolo. Bun venit în Antarctica! M-am speriat. N-am știut cum să reacționez. Și pentru că ne aflăm într-un teritoriu protejat, unde regulile sunt foarte, foarte stricte, trebuie să urmăm un traseu pe care ghizii noștri l-au trasat aici, respectiv aceste steaguri, și presimt că ne vor tăia calea cei doi pinguini simpatici. Acum eu nu-i diferențiez care-i mascul și care e femelă, că arată la fel, adică nici nu suntem fiind cunoscători, dar sunt fabuloși, fabuloși! Ascultați puțin ce sunete scot! Incredibil ce trăim acum! Ei își creează propriul drum pe care merg de fiecare dată atunci când se duc în apă să adune hrana. De regulă mănâncă krill, e un crevete de mici dimensiuni și urmează acel traseu de fiecare dată, iar denumirea pe care o poartă aici în rândul turiștilor este Autostrada Pinguinilor. Și uitați-vă puțin cum merge pe burtă. Fabuloși sunt! Deci să vezi asta în realitate este ceva greu, greu de descris în cuvinte. Pur și simplu chiar am lacrimi în ochi pe cuvânt că văd așa ceva în realitate.
Nu mă așteptam să vedem chiar din prima zi o abundență a pinguinilor. Și știu că ține și de noroc oarecum, dar pe de altă parte, fiind sezonul de împerechere, mulți dintre ei sunt aici pe țărm. Incredibil! Și în partea asta, uitați-vă cât sunt! Wow, wow, wow! Și aici, pe stângi, fabuloși! Nu-mi dau seama dacă... Ba da, vedeți că aici sunt niște cuiburi, au ouă. Când spui Antarctica, de fapt spui imaginea asta, o plajă plină, plină de pinguini, ghețari, iceberguri plutind pe apă, multă zăpadă și evident sunetele astea pe care le scot, sunete după care ei se recunosc. Piele de găină, piele de găină în momentul ăsta, piele de pinguin. Pene. Pene de pinguin, da, fabuloși, sunt fabuloși. Ce lume, ce lume complexă și frumos a căzut, mă, unul dintre ei. Vezi că dacă ei nu au croit drumul și se abadă la traseu, le e foarte greu să meargă pe zăpadă. Oricum sunt micuți, de regulă un pinguin măsoară între 30 de centimetri și 1,3 metri. Pinguinul imperial este cel mai mare dintre ei și sigur că trăiește aici în Antarctica, nu știu dacă o să-l vedem. E destul de scump la vedere și de obicei în South Georgia. Ajunge chiar la 40 de kilograme, adică aproape cu greutatea mea. Pe cei mai mici dintre ei am filmat în Australia, cea mai mică specie de fapt. Și dacă n-ați văzut vlogul, îl lăsăm aici în descriere. Să vedeți și varianta cealaltă, pitică. Pitică a pinguinilor. Și nu știu dacă reușesc eu cu GoPro-ul să surprind, dar priviți câți pinguini sunt pe plajă și cât de fain se vede din punctul ăsta. Practic, noi n-am văzut mare lucru până acum, deși eu credeam că asta este de fapt cireașa de pe tort. Zice ceva, Ion? Fără cuvinte. Nu, e mai mult decât... dintre cele mai frumoase zile din viața mea, sincer. E mai mult decât am crezut noi că va fi. Și ăsta mai... e începutul la vie. Mai mult decât ne-am imaginat, credeam că pentru a vedea așa ceva trebuie să te duci într-adevăr în South Georgia, în cea mai costisitoare expediție. Ia, uitați, acestea sunt păsările care mănâncă ouăle și pinguinilor pui. Și pui, da. Uite acum, s-a dus la cuib. Da, s-a dus la țintă, vedeți? Wow. Este foarte șireată această pasăre pentru că urmărește exact pinguinii care se ridică de pe ouă, care au un moment de neatenție și fix acolo se duce la țintă. Dar probabil că vă întrebați cum rezistă masculii aici, având în vedere că nu au posibilitatea de a-și procura hrană stând pe cuiburi. Ei bine, și-au făcut rezerve dinainte și pot rezista până la 40 de zile. Cert de bun venit! Ia, eu știu de unde tot!
Ce experiență, sincer cred că visez, nu mi se întâmplă mie, nu mi se întâmplă nouă. Priviți în spatele nostru, e mega, mega wow. Ce frumoși sunt, ce sunete scot, ei comunică între ei, vă dați seama, tot timpul ăsta. Uite, unul vine spre noi acum, nu vreau să. Trebuie să ne dăm din calea a lor. Trece, 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 da. Nu e speriat de oameni. Frumosule, dar vezi că ei, chiar dacă sunt specii diferite, conviețuiesc împreună. A fost curios să afle ce-i cu atâtea sunete care vin de dincolo, de drum. Uite, a venit să colecteze o piatră pentru cuib, probabil. Curios, ce sunt oamenii ăștia în albastru? Dar uite-te puțin cât suntem în jurul lui, adică îți dai seama ce e în creierașul lui în momentul ăsta? Dar mă mir că nu le este frică de oameni. Da, și eu mă mir. Încă unul în spatele tău. Uite, sunt după steag. Sunt curioși, într-adevăr. Înțelege-l ce e roșu și se mișcă aici. Parcă nu vrea să-l mănânce, seamănă cu un calamar, cu ceva, cu da, da, da. Caracatiță, da, da. Cu un pește. S-a dat bătut. Da. Vă spuneam în vlogul anterior că doar 100 de oameni au voie să coboare din barcă pentru a păși pe Antarctica, așadar noi trebuie acum să ne întoarcem la vasul nostru. S-au terminat, uite așa, cele 45 de minute cât am stat și am admirat creaturile astea fabuloase. Și mi-a fost frig la mâini, sincer, am filmat fără că nu pot să fumesc cu mâinile. E cam frig. Și am lăsat, dar nu am simțit frigul pur și simplu. Bate vântul foarte tare. S-a înghețat fața, nu mai simt nasul deloc, degetele și picioarele. Și aici la gât. Am uitat să ne punem gulerul, să ne echipăm complet. Fabuloasă experiența, unică în viață. Și ne-a spus unul dintre ghizi că stați, asta e doar prima zi, prima întâlnire prima cu ei. Da, vor mai urma și altele, poate mai spectaculoase, dar să văd din primul moment, primul contact cu Antarctica, plaja plină de pinguini, e peste tot ce credeam eu. Deci nu-mi imaginam că va fi așa de frumos, chiar nu-mi imaginam. Pa, micuțule! Uitați-vă un pic ce frumoși sunt! Sunt luat aici în jurul bărcii noastre. Wow, wow, wow! Și aici trebuie să ne dezinfectăm încălțămintea. Dacă găsesc pietre sau nisip, îți curăță cu o perie sau cu o șurubelniță încălțămintea. Ne-am retras acum pe navă la o ciocolată caldă, la o cafea, la o prăjitură, de ce nu? Chiar și la recepție avem tort și alte dulciuri, dar mai târziu. Una peste alta, ce să zic, a fost una dintre cele mai frumoase zile din viața mea. M-am bucurat ca un copil, pot să spun, mai mult decât un copil. Hai că suntem în decembrie, pot să zic că atunci când eram mic și venea Moș Crăciun. Fix aceleași au fost sentimentele rare pentru noi, rare pentru mine, mai bine zis. O să o las pe Andreea să tragă câteva concluzii. Minunat sentimentul să fii acolo, pe plajă, cu zeci de mii de pinguini, pentru că ați văzut, insula era pur și simplu acoperită sau populată doar de pinguini. Rar se mai zărea și câte o pasăre, ați văzut și voi, hoațe mai bine spus, care furau ouăle sau puii pinguinilor. Da, a început cu dreptul această expediție, ne place extraordinar de mult, te simți pe această navă ca într-un hotel de 5 stele, toată lumea e drăguță cu tine, mâncarea, nu mai zic, e 100% homemade, dacă putem spune așa. Se face aici, nu e din comerț.
You've heard it mentioned twice, the Antarctic Circumpolar Current, and if you care to join Brian at 5:15, he'll explain what it is, how it works, and just how important it is. Să știți că am fost norocoși din nou pentru a doua oară pe ziua de astăzi, pentru că am prins vremea foarte, foarte bună atunci când am coborât să vedem pinguine, pentru că între timp a început să ningă slab așa, dar vizibilitatea este redusă. Eu o să vă spun ce nu v-a spus Ion, și anume că am înghețat de frig. Probabil că am stat foarte mult pe loc, m-am minunat, efectiv ca un copil eram. Nu pot să cred. Deci eram cu zâmbetul toată fața mea, era un zâmbet, nu puteam controla, știi? Adică eram așa, uite și acolo, uite și acolo, uite-l cum merge pe creastă, vin spre noi, dă-te la o parte. Wow! Deci a fost fabuloasă experiența după Marea Barieră de Coral, după Serengeti, evident. Întâlnirea cu pinguinii în Antarctica rămâne ceva greu de egalat în viața asta. Sunt piele de găină acum când vorbesc despre lucrul ăsta, pentru că a fost atât de frumos, atât de complex. Emoțiile au fost atât de puternice, încât un video nu o să poată să redea în mod autentic ceea ce am simțit noi aflându-ne acolo. Și sigur că ne-am și concentrat mult pe filmat, să nu ratăm nimic. Dar a fost magic de-a dreptul. Pentru asta am venit, sincer. La momentele astea am visat de mic copil să ajung în Antarctica. Și exact așa cum am visat, așa e în realitate, poate mult mai frumos. Adică ne-a depășit așteptările mult, mult. Acum bem o ciocolată caldă și încercăm să ne ciupim reciproc și să ne trezim la realitate. Da, trăim asta în mod real. Adică chiar am ajuns în Antarctica. Pare așa de necrezut câteodată și incredibil de frumos și nerealist, dar se întâmplă. Suntem aici și savorăm fiecare moment, fiecare clipă și ne bucurăm. Toate simțurile ți se activează aici, adică mirosea a găinat, n-am spus lucrul ăsta. Și, deci e o experiență senzorială complexă, concertul lor, sunetele pe care le scoteau, modul în care comunicau unii cu alții. A fost fabulos de dreptul, fabulos, da. Mă simt privilegiată că am trăit astfel de momente și sunt foarte, foarte recunoscătoare că am ajuns aici. Avem parte de cea mai frumoasă priveliște de până acum, bine, după pinguini. Pe locul 2 trece ghețarii undeva în partea stângă. Stăm aici la masă, luăm cina. Suntem la unul dintre cele două restaurante de pe acest vas de expediție. Bine, nu este deschis tot timpul, în anumite zile și trebuie rezervare. Intră în prețul pe care l-am plătit. Va fi o experiență pe cinste. Ia uite-te ce frumos se văd ghețari. Îți dai seama că au milioane de ani. Unii dintre ei au o grosime de aproximativ 2 km. Adevărul e că n-am mai luat cina niciodată cu astfel de priveliște. N-ai cum, adică, nu știu, poate mai sunt în Islanda, în Norvegia, Elveția, dar nu știm noi de ele. Începem cu acest cocktail cu creveți, arată bine, o să vedeți imediat modalitatea prin care este gătită mâncarea aici, în special carnea, nu ce am primit noi acum. Inedită, deja sfârâie, se aude undeva pe fundal. Ion și-a luat, e plin de fum, miroase bine, oricum toată plimbarea de astăzi ne-a stănit pofta de mâncare. Ion și-a luat o supă din fructe de mare, o supă specifică zonelor nordice. Vinul este din partea casei, este excelent, plătit, evident, totul este plătit aici la început, intră în prețul acestei expediții, dar e foarte bun. Vin de Austria. Încerc să mă uit și în farfurie când mănânc, pentru că altfel stau lipită de geam. De vis de-a dreptul și expediția în sine îți oferă niște momente unice, greu de egalat. Și a venit felul principal de mâncare, mi-am luat ton. Acest restaurant, de fapt, vine cu o chestie inovativă, să-i spunem așa. Tu îți gătești mâncarea, practic, această piatră a fost ținută la cuptor câteva ore bune.
la 450 de grade Celsius. În funcție de ce ai comandat, îți este adus preparatul pe piatra încălzită, încinsă bine. Trebuie să avem grijă să nu o atingem, că ne rămâne în piele aici. Oamenii aceștia au dus expediția aceasta la un alt nivel. Bravo lor! Toată carnea pe care ți-o aduc la masă este crudă și tu decizi exact cât anume vrei să o gătești. Adevărul e că după o zi intensă, că zilele aici sunt foarte intense și mâine ne așteaptă una, mai ales că suntem atenționați tot timpul, că nu suntem în vacanță aici, ci într-o expediție și că dormim când ne întoarcem acasă, nu acum. Și vedeți că e foarte mult fum în încăperea asta, au deschis băieții ușa. Cred că tonul meu este gata. O să-l iau de aici, de pe piatră, că risc să-l usuc și nu vreau neapărat. Carne e senzațională pe față. Haideți să vedem cum este mielul meu. Nu l-am lăsat eu foarte mult. Foarte bun. Poftă mare. Acum am venit la briefingul pentru caiac. Dar între timp jucăm un joc de societate. How big is it? 80 centimeters is what we're looking for. Remember, if you go over that length, we're not going to be given a point. 50, nu știu cât am pus, habar n-am. Câștigat! Hai hoi! Hai hoi! Right on it! Hai hoi is now up to first place with 2 points. Still anybody's game. Hai hoi again! Wow, it's turning into a blowout. Alright, game pieces off, please. So if it helps you out at all, the leopard seal is actually about the same size as the northern walrus. Ar trebui să ghicim înălțimea unuia dintre ghizi. Ia să vedem. Ah, this is worth 3 points. Hi ho! Yay! Good job. Woohoo! Am câștigat. So hi ho, once we're finished, come see me, you're going to have your selection of prizes. Okay. And again, thank you guys for coming and playing. Întotdeauna. Gata, am câștigat, yay, yay! Noi trebuia să fim la întâlnirea cu caiacul și ne-am dus la jocuri. Thank you.
bună dimineața din una dintre cele mai frumoase zile din viața noastră. Dimineața, când m-am trezit și m-am uitat pe geam, primul lucru pe care l-am văzut au fost ghețarii, munții acoperiți de zăpadă, icebergurile și cerul senin. Deci nu mi-a venit să cred ce zi superbă am prins aici în Antarctica și e abia a doua aici dintr-un șir fabulos. Cred că avem 2 ore de când stăm aici sus, după ce ne-am băut cafeaua și am luat micul dejun și am admirat împrejurimile, am admirat balenele pentru că ne-au tot dat târcoale. Au venit și ele curioase să vadă ce se întâmplă, de ce e atât de multă lume în jur, atâtea bărci, ce-i cu vasul ăsta, și a fost pur și simplu copleșitor, de-a dreptul. Și în continuare, mi se pare ireal ceea ce trăim și unde suntem. Fabuloasă dimineață și călduroasă, dar ne-a luat așa puțin pe nepregătite. Parcă nu eram chiar pregătit 100% să primim atât de mult frumos. Da! După cum vedeți aici în spatele meu, se pleacă în plimbarea cu caiacul, dar așa cum ați văzut mai devreme, noi, pentru că am ajuns într-o încăpere greșită, am ratat întâlnirea obligatorie în care au fost prezentate toate noțiunile de siguranță, ce presupune întreaga călătorie cu caiacul, care durează vreo 2 ore printre ghețari. Bine, sunt mai multe grupuri, astăzi vor fi doar 2, cred că sunt vreo 5 sau 6, și pentru că noi am ajuns printre ultimii la întâlnire, că ne-a prins jocul și am și câștigat, suntem pe ultima listă. Așadar, în ultima zi, probabil, dacă vom avea noroc să ajungem într-un loc la fel de frumos, ne vom plimba și noi cu caiacul. Adevărul e că o să aibă parte colegii noștri de o super experiență să te plimbi cu caiacul printre ghețarii din Antarctica. E ceva unic de-a dreptul. Și cine știe, poate și balenele ies la plimbare în jurul tău sau pinguinii, pentru că sunt aici în jur și cred că se vede acolo ceva. Nu-mi dau seama, poate sunt niște foci. Da, a început să bată vântul puțin, e cam răcoare acum, dar nu ne putem lua ochii de la peisajul din jurul nostru. Fabulos! Partea bună e că am câștigat concursul, nu? Am câștigat, da, o tipa, hai, hui! De aupă! Uită-te puțin în față, ce ghețar! Wow, wow, wow! Cred că e cel mai mare pe care l-am văzut vreodată. Și să vezi balenele la prima oră, pur și simplu stăteam la micul dejun, îmi beam cafeaua și vedeam balena. Deci așa ceva nu trăiești nicăieri în lumea asta, probabil, sau, mă rog, în puține locuri. Da, uimitor, uimitor de dreptul. Wow, wow, wow. Deci pe mine ghețarul ăsta m-a dat pe spate. Am spus noi că până acum Islanda e o planetă, Elveția e o planetă, Norvegia sau Noua Zeelandă sunt planete în sine. Nu, Antarctica este planeta supremă, aș spune. Cred că e cel mai frumos loc de pe planetă, cel mai sălbatic și cel mai bine conservat. Omul nu intervine și nu a intervenit absolut deloc. Și a venit rândul grupului nostru să plece într-o croazieră cu zodiacul printre ghețari. Sunt cam mari valurile aici, aproape de vapor. Ce frumusețe! Doamne, dar cum se văd ghețarii de la nivelul ăsta? Fantastic. Hey, what's going to happen if I go overboard? What do you do? No, you don't laugh. We point. Doi pinguini înghețați cu nasul roșu. Nu e atât de frig acum. Nu, e plăcut că e soare afară, dar vântul e curentul rece, într-adevăr. Doamne, dar valurile astea, cum uite, erau? Uite, acum dau seama cât de mare e, de fapt, nava. E uriaș. Foarte mic. Niște pinguini, se pare că se joacă aici în jurul nostru. Oh, foarte mulți.
deci nu știu dacă vom păși astăzi pe pământ, ci vom sta doar pe această barcă Zodiac. Yep, yep. Pur și simplu îți taie răsuflarea împrejurimile. Pare greu de crezut că în realitate suntem aici pe o barcă în Antarctica, în Antarctica, deci mi se pare ireal de-a dreptul. Greu de crezut. Cum urc acolo pe autostrada lor, sunt fenomenal, dar înțeleg că dacă stratul de zăpadă e gros, nu prea reușesc, adică trebuie să depună un efort suplimentar și vezi că sar mai mult. Imaginile vor tremura puțin pentru că sunt valuri aici și nu avem gimbalul la noi. Dar ce imagine! Asta vine în completarea acelei de ieri, celor văzute ieri. Se pare că vântul e de vină pentru faptul că, mă rog, le-a viscolit zăpada și le-a fost acoperită. Uite-te puțin, a ieșit unul din apă. Uite, și acolo unul. Yeah. Lăsăm pinguinii în spate, miroase aici pește. Foarte tare. Dar miroase urât oricum. Wow, dar cât sunt în partea asta, ia uite-te puțin. Și nu mai spun nimic de icebergurile astea care plutesc în jurul nostru. Au diverse forme, din aur mi s-a părut că văd un moai, un cal, un dragon acum. Și au diferite culori, de la verde până la turcoaz. Asta chiar e o imagine completă. O colonie de pinguini stând pe o rocă și în spate un munte de zăpadă. Ei acum așteaptă momentul perfect să intre în apă, adică să vadă oportunitatea. Uitați-vă cum coboară unii în linie pe autostradă. Vai de mine, deci credeam că doar în filme vezi asta, știi că doar pe National Geographic, da, că în realitate e greu, da. Hai că-i surprind, ei! Ce simpatici ce sunt! Dar vezi că au sărit în grup. Ei acționează în grup, ai văzut. Da. A meritat să ratăm kayaking-ul. L-am ratat? Da. Spun eu că a meritat drumul până aici. Ce splendoare avem în fața ochilor. Și cine știe cât o să mai reziste un ghețar în formă de arc. Incredibil. Arcul de triumf natural. Arcul de triumf natural sau The Arch din Utah, varianta ghețarului. Ce splendoare. Nu avem voie să ne apropiem pentru că e posibil să cadă o bucată din el. Doamne, chiar surprinzătoare de la o zi la alta Antarctica și puteți să vă imaginați că noi nu vedem nici măcar 0,05% din ce reprezintă ea. Cu siguranță are câteva milioane de ani, dacă nu chiar 10 de milioane. Speechless, adică ce poți să mai spui în astfel de momente când te afli în fața unui astfel de monument natural. Amazing arched iceberg we've got here. Vă spuneam la începutul vlogului că aproximativ 5.000 de oameni locuiesc vara în Antarctica și aproximativ 1.000 în timpul iernii. Sunt în momentul de față peste 80 de stații de cercetare din 30 de țări. Am ajuns foarte aproape de ghețare acum. Suntem la câțiva metri, atât în față cât și în spate am avut ghețare. A fost un coridor prin care am trecut. Da, minunată experiența de astăzi, minunată. Mai lovim din când în când mici bucăți de iceberg și se aude foarte ciudat. Fii atent. Nu s-a auzit chiar atât de tare, da. Minunată plimbarea, dacă am ratat în Islanda. Bine, și în Islanda ne-am plimbat cu mașina amfibie, printre ghețari, dar nu la nivelul ăsta. Da. Asta ne întrece pe toate.
chiar nu știu ce să mai zic. Vocabularul meu este mult prea sărac pentru a mai spune ceva cu privire la tot ceea ce trăim și vedem și experimentăm. Nu astăzi, în fiecare zi aici, în Antarctica, e fabulos de dreptul, fabulos. Cred că până acum cuvântul fabulos a fost folosit pe nedrept în anumite situații. Abia aici merită să-l folosim la adevărata lui valoare, însemnătate. Odată în viață vii aici, odată în viață trăiești asta și te umpli așa de frumos, de emoție. E altceva Antarctica. Cred că asta este, de fapt, cea mai frumoasă imagine văzută până acum în Antarctica. Doi pinguini care își fac curaj să sară în apă. Wow! Vorba ghidului nostru, am plecat 10, ne-am întors, asta este o premieră. Nu știm cât am fost în larg, cred că vreo 2 ore, dar a fost magic, magic. Aici, lângă vapor, bate un vânt cumplit de rece. Mă gândeam acum, venind în coace, că putem pleca acasă, nu știu. Am văzut pe toate. Maximul care se poate, de în Antarctica. Ce ne mai așteaptă? Vreau să știu. Adică, ieri și azi, ce am văzut, pentru mine a fost top. Dar mai avem o experiență pregătită. Și acum, după o zi atât de frumoasă, e momentul să ne răsfățăm în jacuzzi printre ghețari. Să înghețăm de frig, probabil. Da. E cam geruț afară. Hai, rapido, rapido, rapido. Ha, e fierbinte? Îți place? Cum a fost? A fost frumos, chiar e fierbinte, apa n-aș fi zis. Dimineața am testat-o de câteva ori și era rece. Bine, pe la 9 și la 10 se deschide. Deci da, e perfectă să stai acolo și să admiri ghețarii stânga-dreapta. Te ia cu fiori așa când te uiți. Știi? Stați să mă vedeți pe mine. Diferență. Andreea și eu. Eu n-am vrut să intru acum, mâine sigur. Dar nu mi-a fost fric cât am ieșit din apă. Dar tremuri. Nu. Adică nu. Sunt caldă. E plăcut. E călduță.